Părinți, atenție de unde vă faceți cumpărăturile pentru începerea noului an școlar. Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor împreună cu comisari din cadrul Gărzii Financiare Prahova atrag atenția că pe piață se găsesc produse contrafăcute. Aceștia au efectuat verificări într-un complex comercial din Ploiești, unde au găsit la vânzare 170 de ghiozdane, purtând însemnele unor mărci protejate pe teritoriul României, dar pentru care nu existau acte care să le ateste autenticitatea. Au fost găsite mai multe mărfuri purtătoare de drepturi de autor pentru care nu erau respectate condițiile legale de deținere și comercializare. Totodată au fost găsite mai multe rechizite expuse spre comercializare pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative. Mărfurile în cauză au fost confiscate, administratorul societății comerciale respective a fost sancționat contravențional, totodată fiindu-i întocmit și dosar penal pentru evaziune fiscală. Produsele respective au fost ridicate în vederea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacere. Valoarea totală a mărfurilor confiscate este de 3.100 de lei.